Gata. Spartaco și mei ce face băieții? <laughs> am început, suntem la Starea Nației live, bine ați venit. Astăzi ultima emisiune Starea Nației din această săptămână de la ora 22 la Prima TV. Vă mulțumim foarte mult pentru suport. Am trecut de 2000, am trecut deja de ceva timp de, da, am uitat eu să anunț de 2000 de abonați pe canalul Starea Nației oficial pe YouTube și vă mulțumim tuturor. Este o alternativă foarte bună pentru noi și ne creează foarte multă siguranță și putere de, de negociere atașamentul ăsta al vostru. Și vă puteți activa în continuare abonamentul pe YouTube. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi în număr atât de mare. Haideți să facem un pic de recapitulare, dacă vreți. Uh, da, eu uite, cercel go home <laughs> Da, mă l-au dat pe cercelică, gata uh, Haideți să facem un fel de uh, follow-up Dacă vreți, cum să vorbește acum corporatist așa Follow-up uh, Follow-up este că azi dimineață Propunerea celor de la drept pentru îngrijire Știți că am vorbit uh, A fost preluată de Ministerul Austriac și s-a negociat cu succes și cu statul român, începând cu luna mai, se vor organiza trenuri în ambele sensuri pentru îngrijitoarele românce. Eh? Bravo, băi. Aplauze. Bă, să mi iau și eu o daie aici o bancă de aia de, de sunete, să-mi dea băieții să vorbesc cu Mădălin. De la noi să-mi dea și mie să pun aplauze, chestii, mecherii. Da, fac. Până, ai luat o raznă de tot, te-a tâmpit izolarea pătrarului. Deci, asta una. Apoi, s-au strâns de la membrii de click peste 81.000 de euro pentru alimentele pentru bătrâni și săraci. Iată. Pachetele vor fi distribuite prin Asociația Seneca. A jucat pe dreapta la, la Roma asta, dacă nu-l știți. Așa, Florentin Chițescu, pe care l-ați văzut și în live la noi, anunță că în colaborare cu ONG-ul Dăruiește Viață a fost aprobată și publicată strângerea de fonduri pentru realizarea proiectului cu prototipul fabricii de produs măști pe platforma www.sprijină.ro. Este, mă, extraordinară asta. Uh, și eu chiar o văd uh, ca o idee care poate fi uh, dusă la toate spitalele din, din lume Fiecare spital să-l aibă pe omul de la administrativ care are un instructaj făcut Bânga, băgata aia în priză, câte măști? 2 milioane, 2 milioane de lei încolo Avem material, avem tot ce ne trebuie Foarte, foarte bună idee Bravo, extraordinar Eu dacă aș fi avut bani, sincer vă spun Sau să fi fost cum sunt ăștia ne cu toți băieții ăștia, bă, și în seara aia îl sunam pe ăla, ziceam, bă, mucleți de mâine, nu mă ieșiți ieri. eu bag bani în toată treaba asta și, deci faci la bani de, de, nebunești uh, uh, cu chestia asta, foarte, foarte șmecheră ideea, că uite, mă întreba oamenii ieri, uh, a fost acel domn cu care am discutat Domne, am, am, o, am avut o agenție de turism Bineînțeles că a dat ortul popii Ce fac eu acum? Și întreba uh, ce domenii ce, Bă, agricultură da, nu vă luați, bă, secetă, nu știu ce, la 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 Băi, faceți asocieri Cooperative, mergeți la oameni, convingeți-i Cumpărați-le uh, toată marfa Și uh, vindeți apoi Faceți coșul săptămânal, faceți agricultura Este sfântă Păpica este sfântă, cine a pierdut pe partea aia se reorienteze uh, Și noi, la Starea Nației, am început Să investim în acest domeniu și uh, uh, Sper să ne iasă uh, Toți banii pe care îi strângem Stai așa, bă, Felix, unde, mamă, cum fug comentariile Astea -i incredibil. Uh, Ia Felix Zotoiu, 20 de dolari, mulțumim, super sticker, toate aceste uh, super stickere, toate donațiile voastre, tot sprijinul vostru uh, ajunge la copiii pe care îi sprijinim uh, cu această emisiune Starea Nației Live pe care de-aia o facem, uh, continuăm să strângem bani pentru Radu Parnescu, elev în clasa 9, care are nevoie de laptop, de telefon uh, și o să facem lucrul ăsta plus un abonament la net și plus un abonament la uh, uh, metrou. Uh, mai departe, uh, ce s s-au întâmplat lucrurile astea, că mă întreba, mama mai întrebat cineva, bă, tu ești nebun, la ce trebuie ție și chestia asta cu starea nației live, să te baci, să mai stai încă o oră și ceva, încă, da, m-a certat și mama azi dimineață, că măi, mamă, nu mai, nu o să mai ai voce, nu o să mai uh, să rămână mama, că nu ne vedem, că mama nici măcar nu are telefon de ăsta, să o putem vedea, a prins-o pandemia cu, că ea e cu dăstea cu butoane și... Uh, N-am văzut o pe mama de 5, câte săptămâni să mă de când stăm în nebunia asta? Peste 5. Da. Vom avea două legături indirect astăzi și apoi vă răspund la toate întrebările. Vom avea mai mult timp pentru întrebări. Am zis să lăsăm ceva mai mult timp pentru întrebări. Intrăm acum cu Florin Hozo, care este Reprezentat, reprezentant uh, al unui importator de medicamente din uh, plasmă, da? Plasmă da, nu daia da la care ne uităm la televizor. Bună nu seara! Plasma aia pe care ne uităm da. bună seara e plasma pe care o avem în venele uh, noastre și care ne uh, dă cam tot ce avem nevoie, de la anticorpi, la factori de coagulare și așa mai departe. Și care plasmă poate fi materie primă pentru niște medicamente extrem de importante care țin oamenii în viață. Cât de uh, adevărată sau cât adevăr există în chestia asta care circulă acum? Că domne, că vezi, doamne, nu e nimic uh, adevărat ce știam despre coronavirus până acum, că de fapt e o chestie cu uh, coagularea sângelui, cu chiaguri, cu nebunii. Cu... Uh, în momentul de față, eu n-am citit nicio niciun studiu științific care să mă convingă, am citit uh, alegații, uh, iar eu sunt totuși obișnuit să mă uit în reviste de specialitate prestigioasă și să văd studii. Uh, N-am în momentul de față un asemenea studiu, sunt multe alte studii făcute pe alte uh, teorii și prefer să le cred pe acelea deocamdată. Păi dar n-ați văzut că mesajul îi scrie acolo la PS, mesajul vine de la prietenul unei asistente medicale. Care da, a bine. adevărul. Evident, e plin e plin de oameni care află adevărul în baie dimineața când citesc pe Facebook, stând pe bc ul ce se mai da. întâmplă în lume. Da, e foarte tare. Bun, înțeleg că avem mari probleme cu, uh, cum ziceau uh, și Viorica Dăncilă, a zis treaba asta cu imunoglobina uh, și uh, hai să vedem ce, ce se întâmplă și ce se poate face. Păi... Uh... Între timp, aș putea să spun că avem și vești bune, adică de o, zi, de o zi deja avem uh, o metodologie de colectare a plasmei, uh, încă nu avem o metodologie de administrare a plasmei, deși uh, de mai bine de trei săptămâni există propuneri făcute de către specialiștii de la Comisia de uh, Terapie Intensivă, adică medicii care ar putea să folosească această plasmă. Cel mai important lucru este că în momentul de față sunt uh, echipamente instalate în două dintre cele 40 de centre județene de transfuzie sanguină care pot colecta plasmă de la cei care s-au vindecat și practic pot colecta astfel anticorpii care să poată să-i ajute pe cei în stare critică să lupte cu boala și până la sfârșitul săptămânii viitoare, tot în mod gratuit, punem la dispoziție încă Alte 16 echipamente, și vom ajunge la 18 echipamente în toate atâtea județe. Mai trebuie doar să facem apel la toți cei care știu că au avut această boală să se prezinte la centrele de donare. Le-am pus la dispoziție inclusiv un registru online pe care îl pot utiliza ca să se înregistreze. Și imediat după aceea să fie programați la centrele de uh, colectare de plasmă, să fie testați și dacă au suficienți anticorpi în sânge, să fie colectați acești anticorpi prin uh, colectarea de plasmă. Uh, cum să spun, uh, trebuie să ajungă din mână în mână până în fund la uh, donator. Informația că trebuie să doneze. Ok. Da, am, am auzit mai multe știri pe, pe tema asta: că trebuie să uh, semneze și o hârtie și. Cum, cum reacționează oamenii? Sunt foarte mulți oameni care vor să doneze pentru că știu prin ce au trecut Mai mult decât atât se uită și uneori văd și știri A apărut zile trecute sau chiar ieri o știre că inclusiv Tom Hanks, celebrul actor A donat plasmă, el fiind convalescent și salvează vieți Și se duce în fiecare săptămână și donează plasmă de două ori pe săptămână De fiecare dată din plasma lui se face se fac trei doze de plasmă care salvează trei vieți. 3 deci omul Uite, salvează șase, oameni pe săptămână. Extraordinar. Ne întreabă Eduard unde se poate dona și nu uh, cred că nu am fost atent. În da. acest moment se poate dona în orice centru de transfuzie sanguină din țară, acolo unde, unde încă nu au ajuns echipamentele de colectare doar de plasmă, cum sunt cele pe care le-am donat, se poate dona sânge și din sângele respectiv se uh, re, recuperează doar plasma și este, este administrată plasma. Uh -huh, deci, Orice uh -huh. centru de transfuzii poate face colectare de sânge. Uh, centrul de transfuzii București, centru de transfuzii Iași, pot face deja colectare doar de plasmă, ceea ce înseamnă că o dată pe săptămână revii și mai donezi încă o dată, mai salvezi încă trei oameni și de săptămâna viitoare vor fi toate celelalte 18 județe vor avea astfel de centre. Uite, mie îmi plac părerile astea, ne spune și Adam Mitruț. Că, ca în târziu, alții au sugerat chestia cu plasma, cu vreo lună. Da, așa. alții eram eu. Că așa spun așa de, de, pe, de pe 18 februarie am adresat Ministerului Sănătății acest apel să începem să colectăm plasma și de pe 22 februarie am oferit Ministerului Sănătății aceste echipamente pentru că știam că în momentul de față sistemul de transfuzii românesc nu are aceste echipamente. Evident, au fost și alți oameni care au susținut lucrul ăsta, și profesorul Virgil Păunescu de la Timișoara și alți medici. Evident că suntem mulți cei care am spus uh, lucrurile astea, poate unii mai uh, vocal, alții mai puțin vocal. Am înțeles. Stați să puneți și un dobitoc. Uh, uh, nu există acest virus. Ce tot mințiți lumea? Câtă șpaga ai luat să o dai așa urât? V-a fost frică că se deșteaptă lumea și ați lansat căcatul ăsta? Muriți! Virus, opriți locurile de muncă, stați în casă! Da, Eu dăm că merită. Adică, oamenii ăștia merită și ei momentul lor de celebritate, iată. E adevărat. Da. Dacă tot nu crede că există virusul, să se ducă să bea cu virusul, o bere și după aceea mai vede. A, Băi, și nu dorești nimănui. Îți dai seama că nu dorești nimănui să. Dacă când vezi câte unul de ăsta, Doamne, și sunt atât de mulți, Doamne, Dumnezeule, da. Am scris și un text pe Facebook astăzi despre acești oameni. Uh, mi se par uh, fabuloși. Mai era unul la început, la început de tot, mai era unul e medic pe la Iași, tot așa un prostălău de ăsta ieșit pentru un partid și tot așa, bă, să vină virusul că eu vreau să mă îmbolnăvesc și să. și după aia a dispărut. N-am mai, nu? Cred că a crezut-o după aia. Da, după aia s-a autoizolat ca să nu vină virusul totuși peste el, că dacă da, o fi da, virus, da, da. Da, deci mi există, pare... Există oameni, cum am mai spus, există foarte mulți oameni care au convingeri, au mai puțin argumente, dar convingeri au și sunt foarte puternici. Bă, a, uite, Romi San uh, glumește, bineînțeles, sper, și zice, ce părere ai despre tratamentul cu ceapă uscată? Da, nu, aici știm exact și cum se aplică, se pune ceapa tăiată în patru, în, într-o farfurie, în cameră Așa. și acolo se atrag toți virusii care se duc în ceapa aia, se îmbată și mor. Deci e beție cu ceapă uscată în cameră. E în loc de. și folosește ceapa uscată și pe post de uh, uh, parfum de cameră. Eu, eu știam baia cu usturoiul, Am citit am dat-o și la starea sănătății. Deci era cu usturoiu. Mai era celebra supă de pui, care da, combate da, da. și, și gripa normală, trebuie să și gripa asta. Bine, aia cu usturoiul s-ar putea să funcționeze pentru că ea produ dacă mănânci suficient usturoi, produce o distanțare socială pentru că lumea nu mai stă pe lângă tine. Și atunci s-ar putea să, și ceapă. Și s-ar putea, într-adevăr, să nu te mai îmbolnăvești. E, pace, aici poate face sens. Da, da, da. Aa, o locetare. Doamne, cât am râs, Doamne Dumnezeule, cât am râs. Da, extraordinar. Bun, deci oamenii, oamenii să, să doneze cei care au avut, nu? Cei care. Da? Da, dar aici nu ar fi important să creștem foarte mult testarea, astfel încât cei care au avut și au fost asimptomatici să poată să meargă cu să doneze? Astăzi am avut o discuție care pur și simplu m-a supărat foarte tare, pentru că în metodologia pe care au făcut-o contin excesiv de birocratică, metodologia de a selecta prin care se selectează donatorii. În România există în februarie, de exemplu, oamenii care aveau simptome ușoare erau ținuți acasă, chiar dacă ei aveau istoric epidemiologic avuseseră contacte, erau ținuți acasă și sfătuiți doar să ia legătura cu medicul de familie prin telefon pentru că nu existau la momentul ăla chituri ca să se testeze PCR și să se confirme că sunt infectați. Oamenii chiar au făcut forme destul de serioase, nu atât de serioase încât să ia salvarea, să-i ducă la urgență. Au trecut, au anticorp și în momentul de față, de exemplu, există donatori care chiar ne-au contactat și care au spus așa. Eu am avut boala, am adeverință că am fost în uh, izolare, unii chiar în carantină, am adeverință de la medicul de familie că am avut simptome, deci tot tabloul clinic, doar că România nu avea bani să ne facă testare atunci, iar acum nu pot să mă duc să donez pentru că îmi zice îți lipsește testarea. Păi testarea nu mi-ai făcut-o pentru că nu aveai bani. Sunt donatori care s-au oferit să se ducă mâine la centrul de transfuzii sanguine din București și să facă pe banii lor testarea, să se testeze că au suficiență anticorp. Deci pot să doneze, doar că procedura nu le permite lucrul ăsta. Adică vom avea foarte mulți oameni care au anticorp. Fie că au făcut o formă subclinică, adică fără simptome, fie că au făcut o formă ușoară, dar pentru că România nu, le -a, nu a testat nici prezența virusului și nu testează nici prezența anticorpilor, acești oameni nu vor putea dona. Este o, uh, un exemplu de ce înseamnă uh, birocratul care nu salvează vieți, ci doar plimbă hârtii. Corect. Uite, ne întreabă ceva o doamnă, Maria Cost Costandache. Ce pregătire medicală aveți? E adevărat că e folositoare această plasmă recoltată acum și congelată abia peste șase luni? Plasma, plasma poate. Încep cu a doua întrebare. Da. Plasma poate fi utilizată 2 ani sau poate fi păstrată 2 ani de zile la minus 30 de grade, după care se deconcelează și se poate administra. Eu sunt antreprenor. Eu sunt absolvent de Filosofie, țineți-vă bine, n-am pregătire medicală, dar de peste 10 ani de zile vând medicamente derivate din plasmă și am fost antreprenor toată viața mea. Și sunt unul dintre antreprenorii care citesc studiile pentru medicamentele pe care le vând. Adică. Dar da, ziceți-mi așa, deci, dacă înțeleg eu bine întrebarea doamnei. Eu am pregătire cumva în, în limba română Asta, <laughs> dânsa, dânsa spune că e congelată și poate fi folosită abia peste șase luni Deci plasma poate fi folosită în orice moment da? Și astăzi, okay. de exemplu, se folosește plasmă recoltată și se administrează imediat unor pacienți Imediat no, însemnând după ce ai testat ce face Dar. și cu plasma lui Tom Hanks, nu? Da, ce face și cu plasma Așa. lui Tom Hanks. Dar poate fi și păstrată okay. congelată și de, folosită și după 2 ani de zile. Deci nu mm -hmm. este obligatoriu să o ții 6 luni de zile și abia după aceea să o folosești, poți să o folosești imediat, imediat acest imediat înseamnă de fapt după ce ai primit rezultatele care îți confirmă că Plasma este uh, bună, adică nu are niciun fel de virus și că are suficienți anticorpi. Asta înseamnă, da, da. de fapt, după două zile, când îți vin rezultatele acestor teste. Poți să o administrezi sau poți să o păstrezi și să o folosești pe măsură ce ai nevoie de ea. Am înțeles. Ok, bine, mulțumim foarte mult! Și eu mulțumesc pentru intervenție și baftă mult în continuare! O frumoasă! Numai bine, numai bine. A fost cu noi Florin Hozoc, antreprenor, reprezentant, importator medicamente din plasmă. E mare nevoie de, mai ales de plasma celor care au fost infectați. Și aici trebuie să înțelegem câteva lucruri. Am, mai văzut câteva prostii scrise de unii, mă distrez copios, mi se pare genial. Aici trebuie să mai avem în vedere un lucru. Chestiunile se întâmplă cu toată, cu toată treaba asta văzând și făcând, luând măsuri și învățând din acele măsuri. Unele sunt total greșite la început, uh, altele sunt doar idei la început și se apelează la ele mai târziu. Uh, așa e când nu te-ai mai întâlnit cu treaba aia. Da? Dacă n-ai dat în viața ta cu piciorul minge și îți dau o minge, uh, începi, o lovești, te împiedici, cazi, în cap că asta e, te julești, nu știi ce să faci cu ea. După aia începi un pic să înveți, știi din ce în ce mai bine. E, omenirea nu s-a mai întâlnit cu așa ceva la acest nivel de dezvoltare. Da? Deci ne-am mai întâlnit cu pandemii, dar nu aveam medicină când ne-am întâlnit cu acele pandemii, adică nu aveam medicina la acest nivel și tehnologia și tot. Și atunci toate lucrurile se fac așa. Am, uh, prima dată să a zis că nu merge uh, masca, nu e folositoare. Acum, iată, nu mai ieșiți fără mască. La fel cu plasma, la fel cu toate lucrurile astea. Uh, ne vom lămuri, există tratamente și se merge, asta e bine, că suntem cu toții legați unii de alții, se merge în paralel cu 200 de ipoteze și unele dau roade, altele mai puțin. Ați văzut, prima dată a fost tratamentul ăla, antisida, senzațional, nu știu ce. După aia, bă, stai puțin, că de fapt nu e. Acum, iată să află că de, de fapt ești cu ceva, cu sânge, dacă e, dacă nu e, stai că a zis medicul nu știu care, au venit unul cu studii, se fac studii. Apoi avem această aroganță proastă, specifică omului modern imbecil, care n-a mai deschis o carte de la capra cu treiezi și care pentru că stă pe Facebook să consideră informat, de unde, care zice, bă, dă dracu, e un virus. Avem această aroganță fantastică noi oamenii, suntem atât de imbecili, încât avem chestia asta, băi un virus, mă, adică, bă, dar ce voi am atâta să muriți voi să faceți un vaccin și hai să-l băgăm repede, nu am... stai mă cu metre că un vaccin îți trebuie 2 ani cu el ca să nu o omorâm oameni, ca să nu, băi, deci este, adică avem așa, o, o, gândire nasoală, dar o să dezvoltăm un pic acest subiect despre cât de proști suntem. Am mai văzut aici, mă întreba, mă întreba cineva, zice, ce părere ai despre Călin Georgescu? Lăsând la o parte faptul că am mai discutat despre asta și am spus, i-am citit omului inclusiv cartea aia, program, nu mi se pare vreo șmecherie, adică nu e, altfel omul pare pregătit, chiar mi-am propus să stau o dată de vorbă, după care vine unul și zice uh, și, și mie îmi place, dar uh, Dragoș nu o să-l invite, că Dragoș e fan coronavirus, scriu ăștia pe aici, stați că ne distrăm imediat cu papagali, imediat. Uh, bun, uh, Victor Negrescu e alături de noi, europarlamentar. Uh, bună ziua, bună ziua. Mă, eu, văd, eu te văd invers, uh, Victor. Nu, nu, eu okay? vezi invers? Da. La mine se vede invers, dar rămâi așa, că înțeleg că lumea te vede bine. La marote e ok. Deci ce bine. Da. Dacă el vede bine, e în regulă. Da. Uh, membru în Comisia de Cultură, Educație, Tineret și Media a Parlamentului European. Zic bine aici? Da, da, da. da. Așa. Și uh, fost uh, ministru al fondurilor europene. Uh, o să fie mai ușor acum să ne luăm uh, fonduri europene? Da, Ministrul Afaceri Europene, dar este mai ușor acum să folosim bani europeni. Da, Uniunea Europeană ne lasă astăzi să alocăm finanțările acestea, fondurile acestea europene, către diferite domenii, da. către diferite Așa. zone. Și ar trebui să facem lucrul acesta. Ori, în momentul de față, nu reușim să cheltuim banii și nu reușim să facem aceste schimbări pe care, da, iată, Comisia Europeană ne lasă să le facem. Nu mă puțin, dar e de la mine că nu se aude sau. Se aude? Ok, eu, eu am da, avut. Eu te aud că... foarte bine. Da, da? Acum nu știu, sper să mă și voi, da. Ok, am, am avut o pauză. Deci, doar pentru mine, ceilalți probabil au auzit, putem lua mai ușor sau nu suntem în stare? Da, putem să luăm mai ușor da? bani europeni, trebuie să fim în stare. Da? Din nou, problema cu autoritățile care nu fac tine la timp. De exemplu, Uniunea Europeană ne-a permis să alocăm 3,3 miliarde de euro pentru criza aceasta coronavirus din bani europeni și ne-a luat 3 săptămâni să trimitem o documentație la Bruxelles. La fel, acum ne lasă să dăm din banii pentru agricultură, pentru ferme. 100.000 de euro pe fermă, 120.000 de euro pe exploatație piscicolă. A trecut deja o lună de când ne lasă să facem lucrul ăsta. N-am trimis la Bruxelles solicitarea. Stai puțin, stai puțin, Victor, stai puțin că nebunesc. Bă, cum adică n-am trimis solicitările? Păi trebuie să meargă cineva la pușcărie dintre imbecilii ăștia. Bă, cum adică n-am trimis? Că așa a fost. De 30 de ani avem treaba asta, mă rog, de 30 de ani, de când avem voie să luăm bani de ăștia europeni. Bă, cum nu s-a trimis? Că treia în secunda în care s-a deschis, avem un om acolo, bună ziua, eu am venit, am o servietă plină cu, uh, cu chestii de-astea. Cum, cum, nu s-a trimis? Cine n-a trimis? Păi, Guvernul să zicem cu nume, prenume? Cine? Păi, asta, ministrul de resort. Pentru agricultură, ministrul agriculturii, ministrul agriculturii, pentru celelalte, La mine ministerul, nu fondul, Așa. ministerul fondului european. Deci acolo este problema de fapt. Deci sunt miniștri de resort care nu și-au făcut treaba. Trebuie să spun că pentru cele 3,3 miliarde Uh, a fost la un moment dat o videoconferință cu statele membre și din România a participat uh, un consilier de la cabinet, în loc să participe ministru. Deci, iată, da, chiar când vor să ne dea banii, noi nu vrem să-i luăm sau întârziem și cum este acum noua finanțare pentru IMM-uri, acel ajutor de stat. Ați văzut că a fost portalul deschis, a mers, n-a mers, iată, nu merge. Puteam să facem asta deja de două săptămâni. Bulgaria a făcut-o înaintea noastră. Deci sunt deci, dar cum e mă asta? Deci, păi și unde? Eu vreau să, vreau să fac o asta. Uite, cu cetățenii care sunt aici, vrem să dăm o judecată pe cineva azi, mâine, să facem o reclamă. Unde? Pe cine? Îi reclamăm pe ăștia de sus până jos sau cum? Păi, poți să-i reclamă, dar ideea este cine i pedepsește. Că și aici este mare problemă. Cei de la Bruxelles nu o să-i pedepsească. Ei au dat oportunitatea, noi n-am folosit banii, ei folosesc alții în locul nostru. E simplu. Așa, în țară, te duci la cine? Să spui că e o chestiune de oportunitate, dar oportunitate ratată. Uh, și sunt multe, multe facilități de acest Adică fel. nu pot să mă duc la tribunal să-l pedepsească un judecător. Da, din, nefericire, din nefericire nu, nu ne... ai cum să faci lucrul acesta. Incompetența, că... incompetența costă și din păcate nu plătesc uh, prea mulți pentru ea. Uh, trebuie să spun, uh, chiar mai devreme vorbeai tu despre chestiunea aceasta, despre tratamente, despre cercetare. A fost nominat un apel al uh, Comisiei Europene pentru idei inovative în domeniul acesta. Și avem câteva idei chiar interesante în țară. La Timișoara uh, fac uh, chestiuni, uh, printează 3D, inclusiv organe, în alte părți spre iași, în zona iașului, fac uh, sânge artificial, în alte părți se printează tot felul de echipamente medicale. Uh, acele proiecte puteau beneficia de bani europeni, dar nu i-a sprijinit nimeni. Așa că a fost competiția, au câștigat proiecte cred eu, poate nu la fel de bune decât precum cele pe care le știu din țară și acele proiecte pentru că au fost sprijinite au luat banii, deci banii s-au sunat de părți și România nu a câștigat nimeni, pentru că aceste idei interesante nu au fost sprijinite. Deci avem această dificultate, nu înțeleg de ce să fim tot timpul separați, așa, nu știu. Acum, nu, eu cred că nu mai contează așa mult asta cu part, politica, că ești într-o parte, că ești în alta. Dacă are unul soluția, dacă este, vrea unul să facă bine, hai să lucrăm împreună, mai ales în contextul ăsta în care ne aflăm. Și toată această informație a fost publică. Fie la nivelul executivului european, fie adrese primite că de Guvernul României, fie le-am pus eu pe Facebook. Dar, Din păcate, iată, nu se întâmplă lucruri și pierdem oportunități și, pe urmă, ce se întâmplă, înjurăm muie, că e mai bine să înjurăm, nu? Poate construcția europeană, că noi nu profităm de oportunități. Acum, nici acolo nu e perfect. Au multe greșeli. Dar e păcat să nu profităm de aceste soluții care sunt la îndemâna noastră. Și aici sunt relativ îngrijorat că pierdem trenul și, din nou, vom fi ultimii la căruță și ultimii care. Vom folosi aceste oportunități pentru populație, în, fi, în definitiv. Nu, Deci mi mie se pare incredibil că există acești bani la dispoziție și doar pentru că noi nu depunem. Auzi, dar să poate face, o, uite tu ca europarlamentar, poți să faci o astfel de situație clară cu toți banii din toate părțile, nu? Da, am, am mai fost chestiunea aceasta, am pus Așa. și banii și oportunitățile. Uite, îți dau un exemplu mai simplu cu educația. Am spus ce se întâmplă peste tot cu educația digitală în majoritatea statelor europene. Am pus chestiunea aceasta, am făcut interpelare, niciun răspuns. De exemplu, știți, noi nu avem acum un portal de educație pentru copii. Nu avem nimic. Fiecare se descurcă singur. Estonia are un portal extraordinar și îl oferă gratuit oricărui stat membru care vrea să-l ia. Și îl dau. Și tu îl folosești. Okay. Și nimeni n-a cerut din România. Adică eu asta nu înțeleg. Dacă nu o ai, de ce nu ceri? Deci sunt zeci de exemple pe diferite zone că e educație, că e zona de cultură, că este zona de IMM-uri. Da, nu trebuie să inventăm roata. Adică, hai să terminăm cu chestiunea aceasta și vine partidul cu democrația originală. N-ar trebui să ne fie așa tot timpul original. Ok, mai inovăm și noi, mai modernizăm și noi, mai perfecționăm sistemele, dar dacă sunt lucruri bune, haide să le aducem la noi în țară. Eu nu înțeleg de ce nu luăm acest portal, de exemplu. Dacă tot nu avem un portal și obligăm acum toți copiii să fie conectați online, fără să-i ajutăm în niciun fel. Și la chestia asta, cum s-a răspuns? Ai, ai trimis ceva la minister? O chestie, da, o, am trimis sau... adrese. Am avut solicitare. Okay. Am avut la un moment dat o solicitare, o adresă scrimată de 30 de europarlamentari. Nu nu îți răspunde nimeni. De principiu te ignoră. Dacă poți să rezolve ei, o rezolve ei în spate. Nu e o problemă. S-o rezolve, că am avut și alte spețe care s-au rezolvat cu timpul. Din păcate, iată, Nu, e tot așa această chestiune cu prea multă politică. Acum o spune un om care e în politică că e prea multă politică. Eu cred că voi spuneți și mai mult că e prea multă politică. Când acum, de fapt, e important să fim cu toții uniți. Acum nu este nicio țară perfectă, dar am văzut în alte țări că totuși când e vorba de a trece peste criza asta, parcă, parcă sunt mai uniți, mai ales în a obține oportunități și facilități pentru propriile lor țări. Deci uită de diviziuni și de diferențe când e vorba de a aduce bani europeni, oportunități, acolo se rupe. Până acolo, se mai ceartă, dacă când apare chestiunea aceasta, sunt uniți. Asta mi-aș dori să întâmple și la noi și să profităm de expertiza fiecăruia. Adică poate nu am eu cea mai bună, dar află de la alții. Îmi scriu în fiecare zi foarte mulți oameni despre diferite subiecte. Unele idei foarte bune. Cred că asta trebuie să facă, nu știu, guvernul ăsta, nu știu, o adresă de mail unde spune trimiteți-ne ideile. Dacă ar citi cineva Domnule, acele frate, că nu există niciun fel de răspuns. Asta vorbeam, uite, și ieri am spus și domnului Arafat. Băi, băi oameni bun, nu e nimeni acolo care să preia aceste lucruri și să se ocupe de ele, să le dați la niște funcționari care oricum mulți dintre ei sunt acasă cu un izolare. Sau... Bă, dați-le oamenilor să lucreze. Bă, tu ocupă-te de asta. Uite, ți-am dat asta. Stai dreapta acasă până pe 15 mai. Bă, trebuie să fie rezolvată. Răspunde-le acelor oameni. Tu faci aia, tu faci Ceea. Bă, dar nu e nimeni să coordoneze lucrurile astea Adică, eu când îl văd pe Orban ăsta Că iese în fiecare o Avem în vedere, vom analiza Vom face cu mâinile alea împreunate aici Știi că parcă e... Bă, frate, ești nebun Dacă n-ai analizat, dacă n ai tâmpit O lună tu analizezi Ei n-au luat nicio măsură Practic nicio măsură Adică au venit cu un rahat de la... Ok, au luat aia cu șomajul Nu s-a luat... Înțeleg, am înțeles ieri că de fapt... Nu s-a luat asta, ajutorul de șomaj, domnul jumătate. Băi, deci nu mișcă nimic. Ei nu fac absolut nimic, mi se pare incredibil. Și trece toată nebunia asta. Nu luăm una, de adun leu de nicăieri. De deci ce aia l -a, a anunțat și Iohani, de deci ce aia la UE ne dau 750 de milioane pentru aia, 300 de milioane pentru aia, 400 pentru aia, 30 de milioane pentru asistenți, pentru îngrijitori. Sunt, sunt zeci, sute miliarde și noi nu miliarde. facem absolut nimic, miliarde. Deci noi nu facem absolut nimic să luăm banii ăștia. Mă, suntem nebuni? Da, sau dacă facem, facem mult prea târziu sau fără cap schemele de finanțare. De exemplu, schema pentru IMM-uri, care e utilă, e ajutor de stat. Comisia Europeană ne-a aprobat acest ajutor de stat. Din nou, am fost după Bulgar, Bulgarii au cerut înaintea noastră, ceea ce e dezamăgitor, așa să văd. Dar nu contează. ai bine că se face. Oricum, sunt întârzieri cu aplicația, dar am pus acolo o condiție interesantă. Dacă ai dat afară pe cineva, în perioada asta, n-ai voie să iei bani. Bravo, tată! Cum adică... a făcut și Dan Armenga, Păi, așa da, deci ai obligate, dar sunt unele companii care da, trebuiau să găsească o soluție în perioada asta. Hai să le spui, ok, ai obligativitatea ca în trei ani să-ți restructurezi compania pentru a reangaja persoanele pe care nu le-ai putut să le mai ții. Adică o soluție în așa fel că să sprijin relansarea economică, adică nu blamezi imediat și tai uh, așa cum ai tăia Și să știm, fiind foarte serioși, dar companiile mici, majoritatea nu au putut să mai țină angajații, pentru că trăiau de pe zi pe alta, trăiau de pe lună pe alta. Deci sunt multe multe carențe și din nou sunt exemple pozitive în alte părți. De exemplu, ce-aș fi luat eu ca și condiție ar fi fost să iau condiția din Danemarca pentru ajutorul de stat pentru IMM-uri. Acolo au spus așa, dacă faci uh, dacă îți duci banii în paradisul fiscal, cum se întâmplă și în România că e o chestie da. foarte comună nu mai iei banii dacă ai dat da. dividende anul ăsta, la fel, nu da, mai iei și, banii și, și divi, și dacă ți-ai acțiunile nu mai iei banii, corect? Și unde ai trimis banii? Dacă ai trimis bani tot timpul în conturi în afară, adică la, că mă refer la paradisurile fiscale, că sunt, să știți, sunt trimit în Cipru sau în alte părți, acum sunt tot felul de exemple. Sunt, a, a, fost Panama Links, unde au arătat că România era în top acolo, stăteam foarte bine pe Panama Links, adică lumea a trecut cu vederea ce s-a întâmplat. Haideți să începem cu ăștia și deja găsim soluții în așa fel încât să distribuim banii la cei care merită cu adevărat. Deci, din păcate, din nou, nicio, lipsă, nicio disponibilitate în a avea un dialog, în a răspunde și așa mai departe. Și, da, la un moment dat, nu știu dacă mai trimit o adresă, nu mai trimiți o adresă, sunt pe cineva. Am ajuns să discut așa prin spatele ușilor închise pe cine știu de la putere, să-ți transmită omul ăla mai departe. zic, domnule, te fac vedete la tine în partid, transmite mesajul ăsta mai departe și rezolvă lucrurile pentru țară. Nu e pentru mine. Nu înțelegeți că eu nu câștig niciun capital, că eu ce l-am spus și celor de la putere, am prieteni peste tot. Aici, lumea, va arunca cu pietre în toată clasa politică. Nu contează că ești PSD, PNL, USR, toții, dacă facem dezastru acum și nu ne revenim, cu toții plecăm în șuturi. Și eu înțeleg pe oameni. Nu? Dacă mor de foame și nu mai ai din ce să trăiești, nu mai ai din ce să plătești salariații, eu cred că e normal că se comportă așa. Acum, nu invii la incida violență, spre că oamenii să rămână calmi, evident, dar asta simt de la oameni. Oamenii, oamenii îmi spun că sunt disperați și au dreptate. Atunci, noi, întreaga clasă politică, trebuie să înțelegem că este un moment zero în care trebuie să gândim soluțiile și, slavă Domnului, sunt la dispoziția noastră. Trebuie doar să profităm de ele. Da. Uh, nu, mie mi se pare, eu am rămas, mie, mi s-a blocat mintea acolo uh, la, la chestia aia. Deci, noi trebuie să cerem niște bani și întârziem să-i cerem. Deci, vine unul, închipuiți-vă pe stradă, te întâlnești cu țiriac și ăla zice, bă, dacă îmi ceri, deci de mâine dimineață de la ora 7 ai disponibil la mine un milion de euro. Tot ce trebuie să faci este să ceri banii ăștia. Și tu să te duci acasă, nevastă, nenorocire, un milion, m-am întâlnit cu țirii pe stradă să moară, gata, te scot în foame și a doua zi dimineață când te trezești zi, lasă bă, mai merge mă, că merge și mâine și poi mâine, facem săptămâna viitoare, când e peste două săptămâni ziua lui aia mică, îi facem un cadou frumos de ziua, ei lască că mai e timp, bă, suntem nu se poate bă așa ceva. Nu se poate așa ceva. Bă, trebuie să facem ceva, trebuie să găsim o chestie, un, un de asta de, de protest care să fie foarte deșteaptă. Aștept sugestiile voastre. Mama lor că nu avem voie să ieșim din casă, asta e problema. Uh, bun, înțeleg Aia că ai văzut în Israel, în Israel a făcut un protest inedit. Nu știu dacă da, ai văzut. Da. Împotriva guvernului. Și au separat distanța foarte frumos, au umplut o piață. Deci, dacă vrei să transmiți un mesaj, transmiți un mesaj. Dar eu, eu, încă sper la. Nu știu, e cuvânt prea mare asta, dar trebuie să-l folosesc. Da, responsabilitate. Despre asta este vorba. Adică, puțin atenție la detalii. hai să te ocupi. Adică, nu înțeleg asta pe ascuns. De exemplu, ți-am spus mai devreme de chestiunea aceea. A fost videoconferință cu statele membre cum se cheltuie banii. Și trebuie să participe reprezentantul României să spună, ok, ne dați 3,3 miliarde de euro. Cum vreți să-i cheltuim banii ăștia? și n-a participat ministru. A trimis un consilier, adică eu nu înțeleg chestiunea aceea. Aia spun, dau 3 miliarde și ministrul a fost preocupat de 3 miliarde de euro. Aveam așa în visterie, nu era o problemă 3 miliarde de euro. Adică nu înțeleg chestiunea asta. Eu am aflat că este europarlamentar și că m-am interesat de subiect, dar dacă nu aflam, cum dar era cine să rămâne? E, cine rămâne? E ăsta, asta erau, era, era fondurile europene, te-a să ocupe de subiectul ăsta. Nu, deci, cine e ăsta, mai... cu nume și prenume? Cine e, mă, ministrul ăla? Dacă Numai îi știm, iată, că nu-i vedem. Asta e mare problemă. Deci ideea este în felul următor că nu... Nu mă zi, mă, Victor, cum îl cheamă pe ăsta? Păi, bă, asta e problema. Nici numele nu le mai știi la miniști ăștia. Că nu prea A, nici tu nu știi? Păi, sincer, acum am un, gol de memorie pentru că nu l-am văzut pe omul ăsta. Caterina, ce scrie ce și mie aici. Ia de la ADR. Oameni, ia ziceți. Cum îl cheamă pe ăsta de la fonduri? A, ah, nu zic, credeam că îmi cineva aici. Boloș. Cine? Boloș. Boloș. Bologi, Asta Bologi, un... da. Da? Da, 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 da. Am da el, el, s ocupat tu vrut să zici, care... mă. Ăsta n-a vrut să zică numele. A, așa. Păi da, nu vreau să ați atacul la persoană aici, da. ideea este în felul următor, că e un om care acolo unde s-a ocupat, s-a ocupat de lucruri într-o sens bun, dar acum nu înțeleg, pare depășit. Și din nou nu, nu, nu vor să discute, adică nu înțeleg cum să spui, îți, îți dau 3 miliarde, cum ai zis și tu, și trimiți consilierul. Acum, cei de la comisie, evident că mi-au zis, având contacte acolo, și mi-au zis, domnule, fă ceva să nu mai participe oamenii ăștia la nivelul respectiv, să trimite oameni corespunzători și să fie pregătiți. Despre asta este vorba și, cum am spus, sunt, sunt oportunități ratate. Ți-am dat exemplu și pe cercetare. Au fost tot felul de alte tipuri de soluții, de competiții. Trebuie să, 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 să fii mai activ la nivel european pentru a profita de toate aceste soluții. Mamă, m am luat, m -o doare, uh, mi s-a pus plina, nu știu, ficatul, ceva. Uh... Zimi, tu ai două proiecte, clasa virtuală ar fi unul, de educație și Cultura de Acasă. Înțeleg că e o platformă care conține experiențele culturale și artistice pe care cei care au internet le pot vedea de acasă în contextul coronavirus, nu? Corect. Deci, platforma Cultura de Acasă, de fapt, să spun povestea despre amândouă. Am zis, domnule, sunt în comisia aceasta care se ocupă de cultură și de educație și nu vreau doar să vorbesc, să spun guvernul nu face, nu așa mai departe, am vrut să fac ceva împreună cu colegii mei din organizația pe care o conduc, pe activist România și am dezvoltat aceste două inițiative. Cultura de acasă este un portal de internet unde am pus în principal soluțiile sau lucrurile pe care le poți vizita de la distanță, și în România, dar și în alte zone ale Europei, aici și acolo zone din România, muzee, Biblioteci, mănăstiri, biserici, documente pe care le poți vizita și mai nou facem și interviuri cu oameni de cultură, concerte, adică ai practic tot ce e disponibil gratis acum să vezi cât de multe lucruri se întâmplă pe zona aceasta culturală și mai ales pentru a trage un semnal de alarmă că această zonă a industriilor creative și culturale suferă enorm astăzi, da? nu poți organiza un, o, un festival, mai poți avea o piesă de teatru, oamenii. Trăiesc cu greu în multe cazuri cei care nu au putut să inoveze, și am vrut să arătăm că, într-adevăr, trebuie să sprijinim acest sector. Profităm de acasă de aceste lucruri, nu trebuie să ne deplasăm acolo, dar hai să tragem și un semnal de alarmă, pentru că de multe ori se ignoră acest sector. În România, industriile creative și culturale reprezintă aproape 10% din PIB și angajează peste 400.000 de, de persoane și tu faci parte din zona asta, industrie creativă, dar ai reușit să inovezi. Dar nu toată lumea reușește. Fie pentru că nu știi partea tehnică, nu ai sprijin, nu ai resurse financiare, nu ești atât de deschis către tehnic, deci ar trebui să facem ceva. La nivel european, din nou, sunt oportunități, sunt modele, sunt exemple făcute de finanțări pentru zona culturală și creativă și uh, ar trebui să profităm de ele. Pe da, rămâne, rămâne de văzut dacă și pot lua banii ăștia. Eu spun sincer, sunt sceptic, deși am aplicat deja la la un aplicăm la două pentru că s-au deschis niște, niște linii aici și încercăm cu puterile noastre să, să, aplicăm și să vedem inclusiv pentru aparatură, inclusiv pentru tot felul de chestii care țin de conținut, de activități de-astea virtuale și de inovare în domeniul ăsta și să vedem dacă, dacă reușim, eu sper, să, eu sper să o facem. Da, și nu este tot timpul ușor. De aceea eu spun, acum ai competițiile naționale și ai competițiile europene. Pentru competițiile europene, statele discută la nivel european și spun, ok, avem proiectele acestea de interes, pe acestea le susținem în mod special și, evident, pe baza unor criterii. La noi nu se întâmplă lucrul acesta. Deci, cunosc zeci de proiecte câștigate de diferiți oameni în România și le-au câștigat pur și simplu pentru că au insistat ei, au aplicat de mai multe ori, s-au bătut, s-au promovat. La noi nu avem acest mecanism. Ori să spun, alte state fac lobby-ul adecvat, își promovează proiectele și câștigă, cum o spuneam cu cercetarea. Adică noi avem ideile, dar nu au câștigat proiectele noastre până că nimeni nu le-a sprijinit. Deci se întâmplă chestiune genul acesta și pe partea de cultură, da, Europa o sprijină foarte mult și ar trebui să găsim soluții, mai ales cum ți-a spus, cât reprezintă în economia națională și cât de mulți oameni angajează. Deci cred că aici ar trebui să facem mai multe, mai ales că noi ne lăudăm așa, pe toate strategiile de țară scrie foarte frumos. Sub tematica, domeniul cheie pentru viitorul României este industria creativă și culturală. Peste tot, toate strategii de dezvoltare, ai chestiunea asta undeva menționată. Acum, când sectorul ăsta e distrus, nu faci nimic ca să-l salvezi. Adică, nu înțeleg așa diferența asta de abordare. Adică, te lauzi cu el, te lauzi cu cineaștii care câștigă premii internaționale, cu oamenii de cultură, cu diferite lucruri pe care le fac, cu oamenii creativi că fac pe zona digitală și acum când au probleme. Nu, nu dezvolți nimica și poate ar trebui să ne gândim. Sunt tot felul de soluții, nou fonduri europene pot fi folosite, pot face tot felul de scheme de finanțare poate din taxarea vicilor. Sunt, sunt tot felul de, de metode și ar trebui să luăm din, din alte exemple europene. Dar, evident, zona culturală nu e singura, poate dacă mai am puțin timp, puteți spune și de zona cu clasa virtuală, dacă îmi permiți. Repede. Te rog. Repede. Ok, zona educației e la fel de importantă și aici am remarcat că nu este resursă. Am trecut pe digital, am trecut pe digital, dar nu avem uh, niciun instrument pentru zona digitală. Am uh, făcut un canal uh, video unde am adăugat uh, da, înregistrări uh pe care l am găsit, sau au făcut de profesori de -ai noștri, prieteni de-ai noștri, clasa virtuală se găsește pe un canal de video, căutați ușor pe internet, încercăm să arătăm că se pot face lucruri interesante, toate categoriile de vârstă, după ce am lansat chestiunea aceasta și ministerul a spus că vrea să facă la fel, adică a cerut profesorul să trimită materiale, sper să facă și ei la fel. Pentru că dacă învățământul digital este obligatoriu, ar, ar trebui să fie accesibil. Și am mai zis ceva, poate e un pic cam dur, așa. Educația digitală, care pare a fi obligatorie acum, n-ar trebui să fie un privilegiu. Deci ar trebui să dezvoltăm mai multe chestiuni și sper ca în săptămânile care urmează, chiar împreună cu colegii mei din Pesacvit România, să venim cu ceva inovativ, un instrument așa accesibil pe care să-l punem la dispoziția unui număr cât mai mare de copii, care astăzi da, nu au nicio problemă Că jumătate dintre uh, copiii ăștia ai noștri. 4, toate, patru uh, de Da, n-au -au acces la, la treaba asta. Și atunci, uh, chestia asta cu online-ul, odată, până nu asigurăm, le asigurăm tuturor acces egal, nu face decât să mărească niște diferențe care oricum există. Uh, și a, asta e foarte, foarte rău. Adică, unii rămân în urmă, care oricum erau în urmă, pentru că a e calitatea învățământului în zonele rurale, oricum este. față de zona urbană și atunci diferențele astea nu fac decât să se accentueze. Uh, corect. Și eu vorbesc de inegalități și la nivel național și la nivel european apar aceste probleme. Uh, și cum ți a spus, o să anunț așa în Ava, în premieră, poate mă mai invit să-ți arătăm lucrul acesta. Săptămâna viitoare sperăm, sau maxim două, să lansăm o primă tabletă educațională românească accesibilă și să facem lansăm un program să ducem cât mai multe tablete la copii cu conexiune la internet, evident, împreună cu școlile, în așa fel încât să ajungă aceste instrumente la cât mai mulți beneficiari, pentru că, da, inegalitățile cresc și, din păcate, acest tip de educație digitală riscă să devină da, o chestie normală. Înțeleg că treci de la PSD la PNL? de ce? Nu, nu rămân social de Pe, pe altfel cum vrei să... Na, păi. Păi vrei să implementezi o chestie de asta și nu ești la partid? Tăticul cu nu e, e ca la voi. Deși la ăștia de la PNL, e ca la voi la PSD, nu ești din partid. Era Ciuciu. O facem o ONG, ca să zic așa. Și oamenii implicați în politică, sunt toți oameni unii dintre ei implicați, așa că o facem cu resursele noastre și cu prieteni care vor să ne ajute și să arătăm că se pot face lucruri interesante în România. Și chiar tu faci lucrul acesta, dar știm cu toții sunt multe idei. Haideți să le folosim. Asta am zis guvernanților. Folosiți, domnule, ideile astea. Sunt atât de mulți oameni care vor să ajute, măcar dacă ați folosi o parte, măcar câteva dintre probleme pe care le avem le-am putea rezolva mai rapid. Ok, bine, mersi mult, mersi mult de tot. Mulțumesc frumos. Baftă în continuare. Mulțumim și noi, a fost Victor Negrescu cu care am mai discutat lucruri interesante. Băi, ce îmi place să mai trezește câte unul, fiți Deci se, discută, da, la 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 la, nu știu ce. Și intră în și oameni de ăștia care scriu, îmi place foarte mult de ăștia care scriu cu majuscule, e foarte important ce au ei de zis, știi? Și vine, uite cum este doamna Elena, să rămână doamnă, deci vorbești la 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 la, și une ajunge cu ilegalități, stop! cu majuscule așa, știi, te și sperii, oh, da. Uh, discutăm, vorbim aici, asta spune și noi: că ajunge cu ilegalitățile, stop, dar uite că trebuie să discutăm despre ele, ca să spunem, uh, ajunge, trebuie să ne dăm seama întâi despre ce e vorba. Mie luni, în forță, așa. Am înțeles că uh, ar vrea doamna uh, Violenta Alexandru să intre cu noi uh, luni, dar a aș vrea totuși să discutăm cu cineva. Din guvernul eventual de la fondurile astea europene Care să ne confirme că suntem într-adevăr atât de dobitoci Sau să infirme asta Eu mă aștept să vină cineva să zică luni Să zică cineva a zis domne Victor Negrescu Un dobitoc de lângă încolo Că uite nu e așa eu asta, eu asta îmi doresc foarte tare Deci eu îmi doresc acum după discuția cu Victor Negrescu Să vină cineva luni la starea nației live Din actualul guvern Și să zică domnul Negrescu e un prost Haideți să vă zic eu cum stă treaba. Deci, a, așa mi-aș dori. Da, mai era cineva care era foarte supărat că eu nu mi-am mi -am amintit, dar n am știu niciodată. Nu mi cum îl cheamă pe la, de la fonduri europene, știi, dar în afară de când a fost atunci festivitatea cu jur, să nu știu ce, n -am, nu, nu știu, habar n-am cine sunt ăștia, n-au ieșit niciodată să zică nimic. Deci, îmi pare rău că pe unii am dezamăgit. Da. Uh, mai departe. A, ah, tare asta. Tare asta. Unde e, mă? Dă o pasta, mă, cu a sărit de la ulei și zahăr. Asta mi-a plăcut. Bă, tată. Uh, ai, mă, era cineva aici. Unde e, mă? A zis cineva, bă, tare, a sărit de la ulei și zahăr. Cred că Victor ne, ne aude în continuare, chiar dacă a închis. A trecut de la ulei și zahăr la tablete. Foarte bună treaba. Dar PSD-ul a mai avut o mă asta cu tabletele. A fost și cu Ponta și cu... A mai fost asta cu tabletele, da. Uh, foarte tare. Uh, Băi, nu mai scrieți cum ajut cu vă rog, chiar dacă mesajele sunt ok, că nebunesc, fac, fac pe mine, fac cu bube. Uh, bun. Uh, da haideți să luăm întrebări, dragii mei. Uite ce repede am terminat cu uh, invitații. Până aibă. A, așa. Uh, Iosif Florin Berende. Cred că citesc OK. De ce în România sunt mai multe reclame la medicamente decât în alte state, știind că sunt mai nocive decât tutunul? Ar fi necesară o. Sunt foarte multe reclame la medicamente pentru că România este o țară cu oameni foarte, foarte bolnavi. De ce? Pentru că România este o țară care în anul 2020 nu are absolut nicio strategie, absolut nicio strategie de prevenție. Ați auzit bine, nu există nicio strategie de prevenție Astfel încât, în afară de faptul că ne hrănim foarte, foarte prost Suntem și coșul de gunoi al Europei din punct de vedere alimentar Ce înseamnă asta? Înseamnă că marii producători modifică rețetele pentru România Astfel încât să ne dea numai căcaturi cu euri Pe care le băgăm în noi fără să comentăm Și apoi, în decurs de 10-20 de ani Ajungem să avem toate bolile din lume Boli cardiovasculare, uh, diabet de... Toate toate tipurile, se combină între ele foarte frumos și aduc la această nație, o nație cu oameni care după 60 de ani, i-ați văzut, toți sunt pătrați, 90% dintre ei, nu mai, au, nu mai, au, o formă de om, sunt toți așa cu tot. De ce? Pentru că au mâncat toată viața numai și numai prostii, pentru că, deși avem, putem avea cel mai ușor acces la fructe și legume, suntem pe ultimul loc în Europa la consumul de fructe și legume, fraților. Suntem absolut imbecili. Și faptul că, de la o generație la alta, perpetuăm în fiecare familie obiceiurile proaste de alimentație, ajungem să fim așa. Normal că într-o astfel de țară, care este needucată, proastă, unul din doi români analfabet funcțional, da? și, și o nație foarte bolnavă, da? și foarte săracă, cu ce te duci? Te duci cu bănci și îi îndatoresc pe oameni pe 30 de ani, oamenii fiind fericit că muncesc să plătească ratele la o bancă. E absolut, e absolut nenorocită această situație. Să muncești toată viața ta timp de 30 de ani, ca după 30 de ani să poți să zici Este mă, am o casă a mea. Și după aia mor ca bou. Înțeleg? Cam despre asta este vorba. După aia, ce mai sunt? Case de pariuri și cazinouri peste tot. De ce? Pentru că omul prost și sărac speră că va da lovi. 7, 7 da? Și apoi ce mai e? Normal. Și uitați-vă pe stradă, peste tot. Ce vedem peste tot? Bancă, farmacie, a, fast food, da? Și casă de pariuri. Astea sunt cele patru lucruri pe care le găsim. A? Amanet, bravo, amanet, că ne mai dăm azi marote și second hand. De unde uh, uh, ne, ne mai îmbrăcăm În rest Moluri și aia e este, Nu nu că e o viață la care am vrea cu toții să ne întoarcem Mama ei de viață Consumăm ca proștii și să muncim Pentru aceste bănci Vitalie Roman, 20 de lire Mulțumesc mult, salut Dragoș, salutări din Anglia Te susținem uh, Și noi pe voi încercăm Dar uite că nu vă bagă ăștia în seamă din păcate uh, Ana Maria Cherchez și atunci trecem la reclame la biserici? Da. da. E o întrebare retorică. Cred, dar e bună. Da, mulțumim pentru ea. Ia să vedem. George Kircu, Salut, Dragoș. Ce decizie anticipezi că se va lua legat de acest an școlar? În contextul actual, care ar fi soluția optimă? Ideea Germaniei e în regulă, dar nu cred că se poate aplica și la noi. Bă, eu cred că e clar, ai dus până în martie, n-ai cum să mai îngheți, să anuleze anul sau să faci tâmpenile alea de zicea uh, Turcanca despre ele. Uh, cred că trebuie găsite soluții, astfel de soluții, bă, online, bă, cu recuperare, bă, cu da drumul la școli mai uh, mai așa, mai rărus, că mai drăguț. Uh, trebuie găsite soluții. Nu, nu știu. Nu, eu nu... Uh, uh, Neapărat n-am un tablou atât de clar în toată treaba asta Încât să vin cu o soluție Mie mi-e clar că nu, nu poate funcționa asta cu online-ul la noi Adică ea poate să meargă în mediul rural Dar n-ai cum să o faci în mediul rural Pur și simplu n-ai cum să o faci Decât dacă ai un program atât de sănătos Adică să iei miliardele alea de la UE pe toate Și să zici băi iau din banii ăștia da? așa și bag și mă duc și pun net peste tot și învăț pe copii să umble. Problema noastră știți care e? Că la noi până și profesorii de informatică în foarte multe locuri bar n-au să dea drumul la un calculator, să ne înțelegem. Adică aici avem, ne-a prins nenorocirea asta cum nu se poate mai prost, cu niște tâmpiți la butoane, cu niște oameni incapabili să implementeze foarte repede un proiect, să se organizeze. Să aibă această capacitate, Bă, uite, eu pe domeniul meu, cu firma noastră, cu tot ce avem aici, ne-am organizat în trei minute, cu totul, da, fără să dăm oamenii afară, fără să, în trei minute am reorganizat totul și am luat și niște măsuri bune pentru viitor. E, fiecare trebuie să facă asta în domeniul lui, în învățământ, cred că este clar, este clar, mai ales chiar dacă să termina cu nenorocirea asta, vine alta. O să vină alta, mai încolo, și atunci trebuie să ne pregătiți. Școlile sunt absolut neadaptate la așa ceva. Spuneam și aseară la emisiune, astea sunt clase concepute pentru, nu știu, 15-20 de copii, iar noi avem și 40 de copii în clase. Sunt clase cu 40 de copii. Fimiul la 1-4, acum e aia șaptea, dar la 1-4 au fost 38 în clasă. 38, tati! Deci nu mă luați că nu e, că lege, că nu știu ce, că la la, nu există așa ceva. Școlile sunt arhipiline. Ăia se vor freca unii de alții. Nu cred că există școală în afară de câteva în București și, mă rog, în reședințele de județ, unde să vie să pun și hârtie la școală. Nu există în băi, în bude. Nu există așa ceva. Despre ce vorbim? La sate? Unde să-i duci înapoi la școală? Păi nu n-au nici wc nici apă curentă în școli. Despre ce discutăm? Deci o soluție e asta cu învățământul ăsta online, la distanță, dar e o chestie care trebuie implementată repede. George, păi dacă, păi dacă imbecilii ăștia n-au putut să trimită trei hârtii la UE să luăm banii, îi vezi în stare să implementeze? De când a vorbit doamna Anisie, ce ce mă zicea că intră la noi, Caterina? De ce n-a intrat la noi doamna Anisie azi? A? De bacu. bacu, am înțeles. Deci, ideea e foarte simplă din, din punctul meu de vedere. Trebuie repede. Anisie vorbea despre chestia asta cu școala, cu implementarea cu tabletele de cu o lună. Doamna, a trecut o lună, doamna, s-a sunat o lună. Unde ce dracu faceți? Unde sunt astea? De ce nu sunt tablete la fiecare copil? De ce nu există lucrurile astea? De ce nu există net în toate, peste tot? Nu se poate. Și apoi luat bă, cu fiecare primar, că fiecare comunitate se poate organiza. Bă, uite care-i treaba. V-am dat repede pe ordonanță, pe ce fac ei acum, v-am dat bani. Bă, vreau într-o săptămână, tic-tac, așa, dai și de lucru, bă, la firmele din România. Dai și de lucru, da? Orbane care ai coborât și zici că sprijin și azi ai coborât când ai fost la Cantacuzino, dă Mercedes. Dă Mercedes. Înțeleg? Dă Mercedes. De ce cobor în Mercedes când trebuia să cobor într-o Dacie? Ăia dau drumul la Dacia, tu treia să comanzi o mie de mașini. Să dai la toate primăriile și să-ți miști cu până în oraș, nu în Mercedes. Ăstea sunt semnalele care trebuie date pe vremuri de criză. Nu să-ți plimbi tu curul ăla de lăutar în Mercedes. Da. Deci aici e marea problemă. Trebuie implementat totul repede și la nivel local. Adică ce aș face eu? Nepregătit pentru treaba asta. Băi, o freacă, oh, niște tâmpi puși politic, toți îi luam, bă, fiți atenți aici. Sunteți, cât sunteți? 40-50 de băieți, fiți atenți. Aveți 3 zile, trei zile, să ziceți exact câți bani trebuie, da? Deci să faceți cu tot, cu studii, de așa, repet. bă, trei zile. Ați înțeles? Trei zile, după aia vă dăm banii și aveți două săptămâni să implementați soluția Bă, nu mă interesează, îi sunați pe toți Cu Vodafone, cu Orange, cu RCSRDS Cu Digi, cu draci, cu LACU Toată lumea, Telecom, care drag mai sunt toți Bă, veniți în coace, dă mâine semnal peste tot Da? Sau te apuși, bă, ce avem? TVR-ul TVR-ul devine școală, dă mâine TVR-2 sau cum sunt ăia acolo organizați și așa Bă, devine școală Toată lumea vine la școală, la ora cu tare Care-și cei mai buni profesori din România la ora asta? Bă, toți profesorii, vă plătim, stați acasă, ce e aia cu 75% cu nu știu ce, care e mai cel mai bun profesor de matematică, cel mai bun profesor de română, cel mai bun profesor de fizică, Iohannis e ocupat, trebuie să găsiți altul, cel mai bun profesor de biologie, cei mai bun profesor din țară. Bă, de mâine, țineți ore la toți copiii din țara asta, la televizor și să termina anul școlar cu orar, cu frumos, toată lumea știe de la clasa a faci nu, câte canale? Șapte canale? Șapte canale. Care TVR-ul poți să le bage de mâine? Șapte canale. Bă, pe șapte canale să face clasa a întâi dimineață, clasa 4 după amiază, clasa 2 dimineață, clasa a 3 după amiază, clasa 5 clasa 9 clasa 6 cl Le pui pe toate. Le-ai pus pe canale, ai dat drumul la treabă, asta poți să o faci, atenție, asta, eu aș putea să o aranjez, eu un bou, aș putea să o aranjez la noapte. Deci la noapte îi sun pe toți aia, bă, de mâine toată lumea se prezintă, cameră, da, și eu pot să pun la dispoziție studio, -ul. bă, băieți, uite, în fiecare dimineață se poate înregistra timp de patru ore, toate orele. Faceți toate orele, faceți absolut tot. După aia facem sesiuni cu întrebări și răspunsuri, webinare, tot felul de șmecherii de azi. Și am terminat anul școlar. Timp în care ne organizăm astfel încât când bate de septembrie, toată țara să poată să facă școală online cu acei profesori care sunt la fiecare școală. Da? Da, trebuie să ne organizăm. Deci nu știu cum o să fie, eu cred că există soluții, multe, bune, uite am stat aici, doar am dat din gură 10 minute și am văzut două, trei feluri de a face lucrurile. Eu cred că se poate face și cred că e ușor să terminăm anul ăsta școlar. Da, e adevărat, e mai greu cu examenele. Ce faci? Îi chem părând. Da mă, chem câte cinci să dă examen într-o lună, azi unii, mâine unii, poi mâine unii și asta e. Mare șmecherie? Cristian Matei. Salut, Dragoș, crezi că PSD fără că ar fi gestionat mai bine această criză? Nu. Nu. Nu cred. Cu cine? Cu Ciolacu? Hai bă, hai să fim serios. că ok, îi luăm pe ăsta, îi facem de, în toate felurile, pășică, lăutarul și... Bă, sunt la fel de proști toți, hai? despre ce vorbim, că nu mai... A, dacă ar fi fost PSD-ul, cred că s-ar fi furat mult mai mult, știți de ce? Nu că ăștia n-ar vrea să fure la fel de mult, ăștia sunt proști și nu știu, adică la șmechereală și la furat PSD-ul, 10 clase peste, profesori universitari, doctori. Da? Ăștia sunt atât de proști că nici o mangleală ca lumea nu pot. Nu, nu, pot, nu pot să facă pentru că nu știu, nu știu mersul. Înțelegi? Ai văzut un șmecher? Îl vezi de la distanță. Bă, ăla știe, vorbește, face drege, e atent, se uită pe acolo, pe acolo. Ăstora le cad banii din buzunar, i-au furat pe aici și le-au căzut de dincolo, înțelegi? Vine altul și ia la din buzunar bănuțul, chiar dacă el a câștigat un milion de euro la colțul străzii, până ajunge acasă, vede care nu a foi de ziar în buzunar. Că l-a păcălit altul. Deci ăștia sunt foarte, foarte proști. Asta e marea problemă. Și oamenii cad în capcana să zică nu, ăștia -și cinstit. N -n, sunt cinstiți. Nu sunt sunt doar foarte proști. Deci cu Veorica, fără Veorica ar fi fost același lucru. Da? Poate ne-am ne -am, am fi și râs mai mult, că de bine, de rău, ăștia mai leagă două, trei vorbe uh, uh, corect. Nu toți. Dar când deschid gura, chiar dacă Orban l-ați auzit azi, ne vom gândi să analizăm dacă facem o analiză care să merite să... -i... Bă, nimic! Adică el spune nimic în foarte multe cuvinte, la fel cât soa la campion mondial. Deci cum să precipită el așa și pare că zice lucruri importante. Și după o jumătate de oră zici, bă, ce căcat a vrut ăsta să-mi zică că nu înțelegi nimic. Raluca, ce părere ai despre următorul fapt? Crucea Roșie Română plătește postările pe Facebook ale guvernului. Ce? Cric. Crucea Roșie Română plătește postările pe Facebook ale guvernului. Pe Crucea Roșie Română e tâmpită? Pe ce leg De ce are? Nu, nu, nu înțeleg de ce. Nu înțeleg de ce ar face asta. Uh, da, ia. S-a văzut ceva? Avem ceva aici? Conducerea de la Crucea Roșie și Antonel Tănase, secretar general lui Orban, au decis ca, ca Crucea Roșie să plătească postările de pe Facebook ale guvernului. Bă, Crucea Roșie nu e uh, ONG-ul din ăsta? Ia. Campania de informare publică pe tema riscurilor COVID-19 derulată pe contul de Facebook al este achitată și din bani pe care oamenii îi donează la Crucea Roșie Așa cum a recunoscut inițial organizația Doamne Bă deci noi dăm bani la Crucea Roșie Și Crucea Roșie plătește postări Mamă ce tare e asta e bun. A? E bun. Hai mă mă arăte Nu? N-ai vrea și tu? Zi mă Să plătească Crucea Roșie Să-ți ne... să plătească și ție a? Ce? Terenul ăla pe care vrei să-ți-l cumperi Să-ți faci casă a? Da um... Foarte tare, mulțumim, Raluca. Uh, tare, tare asta, da, din, din libertate. Probabil găsiți acolo mai multe amănunte, mi se pare extraordinar. Uh, da, haideți să mai luăm, mai luăm câteva întrebări, că azi ne mai vedem pe săptămâna asta. Băi, nu uitați, duminică. Duminică avem Starea Nației Special, o emisiune uh, pe care. Uh, am scris-o împreună cu a mea colegă de la Starea Sănătății, Alexandra Corbu, și este despre nutriție, e despre legătura dintre um, um, nutriție, sistemul nostru imunitar și coronavirus. Și vă recomand, emisiunea e de la ora 22. Atenție dacă o ratați la televizor, o puteți vedea pe net, pe Starea Nației Oficial, Visca Andrei, 20 de lire. Bă, ai da și ieri, bă, nu mai dați des așa, că rămâneți fără bani. Vă rog eu, urmează o perioadă nasoală mai răruți, nu mai dați așa, să dea toată lumea cât un leu, doi lei, nu mai dați atât de mult, vă mulțumim foarte mult. Dacă rămâneți fără ăștia care ați dat, ziceți, bă, v-am dat 50, 60, 70 de lire, mai dați și 40 înapoi și vă ajutăm și noi pe voi să fie primit. Și ce ziceam, mă? zi? Așa, cu duminică. Vedeți că dacă le pierdeți, le puteți vedea pe starea Nației oficial pe canalul de YouTube, dar doar dacă vă activați abonamentul plătit. Și vă mulțumim, vă mulțumim pentru asta și pentru înțelegerea de care dați dovadă. Da. Dar să aduc aminte de discuția de ieri spuneam de agricultură. Zice Marius. Da. Da, fraților, cu agricultura. Deci mulțumim Andrei pentru bănuți Cu agricultura e așa Sunt oameni care nu știu ce să facă acum Și am zis la început Bă, orientați-vă către asta cu agricultura Și eu mă duc către ea, serios Serios De exemplu, eu vreau să fac o cooperativă da? O cooperativă cu producători locali cinstiți, ok, uite dacă sunt astfel de oameni care se uită sau știți de astfel de oameni care țin la calitate, care să facem o chestie împreună, un om, un vot, fără niciun fel de șefime, profitul nu, nu, e, nu să nu existe, ideea de profit să nu existe. Deci banii să împart... La... I-am pierdut? Păi, mă, ideea de profit nu există în sensul că nu mergem să ne ducem bani în dă-te încolo de animal, ci că asta i-ai pierdut. Deci, ideea de profit la cel că e cooperativă și că toți câștigăm din treaba asta și profitul îl împărțim la toată lumea și așa mai departe. Nu că nu există profit, că normal să faci acolo să rămâi cu 2 lei, da, să aibă toată lumea, nu să ne păcălească tot felul de fraieri care vin și uh, fug cu banii sau care dau uh, 0,2 lei pe, pe niște lucruri pe care oamenii muncesc. Uh, foarte mult. Și aș vrea, chiar aș vrea să fac o astfel de, de cooperativă, pentru că mi se pare o chestie foarte ok, și cred că oamenii uh, uh, și-au pierdut încrederea în ei și în ceilalți, și de aia nu se adună să lucreze. De fapt, eu ce vreau să fac chestia asta, să adun niște oameni în jurul unei idei, oameni care să înceapă să aibă din nou încredere în ei și în, în capacitatea lor de a se înțelege. Da, de a nu se certa ca proștii, care e mai mult, care e mai puțin, că ăla n-a făcut, că ăla altul nu știu ce. Nu, stabilite niște, vă spun, cercetați uh, uh, cum sunt organizate pe afară și în alte părți uh, aceste cooperative. Ia asta din în Spania, cum îi ziceam, Mondragon, asta din în Spania este senzațională. Uh, au făcut și la noi niște băieți asta cu cooperativa de energie, deci se pot face pe toate domeniile. Da, Și cred că e o chestie foarte interesantă și apucați-vă de studiat, nu vă ia mult, există resurse în toată lumea, pe marele internet vorba aia și puteți să uh, uh, vă luați uh, un model de ăsta și să acționați. Toată lumea are pe cineva la țară care cunoaște 2-3 producători de, de orice și sunt atâtea nișe cu producția asta pe care vă puteți băga. Uite altă chestie extraordinară, uh, nevastă mai face un curs, mai multe de fapt, cu... Cu treburi de astea, cu aromaterapie, cu uh, uh, de astea fito, plante, chestii, tot felul de nebunii. Băi, extraordinar, fraților, cu uleiurile astea esențiale, fabulos, fabulos, de mi-a făcut inclusiv uh, ulei de -asta de uh, barbă, din chestii de astea. Bă, sunt atât de multe posibilități extraordinare uh, uh, care se pot face. Uite, eu studiez inclusiv posibilitatea, pentru că sunt acum uh, uh, pe, pe zona asta cu non. Uh, Hrană, hrană non-animală, da? cu proteină care să vină din, din plante, și cu fructe și legume. Chiar îmi, îmi place ideea asta foarte tare și am început să mă uit către firmele din România care fac asta, o linie de producție pentru astfel de produse care folosesc proteina vegetală. Mi se pare un domeniu extraordinar de mare viitor și care va duce la o mai bună educare a publicului și la o mai mare sănătate în rândul publicului și mi se pare extraordinar, dar orice mă, o linie de producție, văd să faci un solar, un ție o, o daia de, de îmbuteliat, ai făcut suc de roșii, ai făcut murături, ai făcut, bă, să, produ să producă fiecare câte ceva și dacă nu poate singur să se adune cu mai mulți. Eu, serios, am, am retras înainte de nebunia asta, exact când am început, am reușit să salvez banii pe care îi aveam puși deoparte în diverse locuri, inclusiv la bursă și inclusiv. Și acum mă uit, mă uit, mă uit să văd, pac, unde, unde, e ok, unde e ok. Vă sfătuiesc pe toți să faceți asta, iar dacă nu aveți bani, să vă puneți mintea la contribuție și să vă asociați cu alții pe astfel de domenii. Iată, nu mai merge turismul, nu mai merge. Ia să vedem, merge agricultura, merge. Eu zic că merge. Da? Uh, mai avem vreo întrebare? Nu. Da? Eu pe la vrea să plece acasă. Nu mai am nicio întrebare. Da. Uite, dacă te bagi în asta, îmi dau demisia, mă fac agricultor. Uite, vă frate. Răzvan fără nume. Dacă te bagi în asta, îmi dau demisia, mă fac agricultor. Hai, mă. Băi, băi, fiți atenți. -mă. Cât de greu poate să fie, o să trăiți voi. Deci avem pământuri, Dumnezeu ăsta de bine de rău ține cu noi când ne dă când avem nevoie de toate și uite așa și Pământul e roditor, încă nu e cu toate prostiile în el pe cupe la, la treaba asta să facem noi aici, mă? Adică suntem chiar atât și să și procesăm aici. Adică noi chiar atât de proști suntem. Ia să vedem, uite, eu vreau să fac chestia asta doar așa să-mi demonstrez. Ia să vă, mă, nu mă pricep, dar sunt chiar atât de dobitoc să nu pot să învăț. Că i-am văzut pe unii care sunt la tifundiar și mari, ce, bă, nu știu să lege două vorbe. Da, într-adevăr, poate au fost la momentul potrivit, nu știu, au moștenit, au făcut, au Ia mă să vedem, suntem atât de tâmpiți încât nu știm să facem. Bă, uite, socrămiu născut, crescut la oraș mecanic auto, să-i dea Dumnezeu sănătate dacă se uită acum la mine, să trăiască socrelo. Bă, fraților, are, dacă vă duc, are un solar acolo la, la, la țară, picați în fund, mă, mâncăm de acolo tot anul, este, este neckerman. Dar fără ce a pregătit omul, s-a uitat pe internet, stă zeci de ore, înțelege și a făcut senzație acolo. Bă, senzație! Și toate bune, naturale, ok. Ia mă, noi nu suntem în stare să facem. Eu nu cred că nu suntem în stare să facem. Nu cred că nu putem să ne adunăm ăla 3 lei, ăla 7 lei, ăla 10 lei, ăla știe să facă ceva, ăla altul altceva și aia e. Da, bineînțeles, trebuie să-i dau la o parte pe aia care vor să pună 3 lei și să câștige 3 milioane, ca ăștia care pun la pariuri. Bă, fraților, am exprimat de un milion de ori. Și în rubrica aia pe care o aveam și peste, bă fraților, nu mai pot, nu poți să pui 3 lei să vrei 3 milioane, dacă pui 3 lei vrei să câștigi 3 ,50 lei 50, atât, dacă vrei mai mult nu mai câștigi Că de-aia iau bani casele de pariu, de la fraier ca voi, care puneți 3 lei să câștigați 3 milioane Nu merge așa, nu merge, da? Uh, uh, Asta cu străinul Cercel, mă, mă, tot... Uh, uh, Freacă lumea să o comentez Cum comentezi minciunile din presă La adresa lui străinul Cercel N-ai nimic de zis? Florin Barbu Pe am zis diseară la emisiune Tati, dar vă uitați la emisiune Ăștia care întrebați că mai intră câte unii Și mă, mă treabă de lucruri despre care vorbesc în fiecare să. Tu ai citit anchetele Rise Project Despre străinul Cercel? Astea-s minciunile? Sau Că a? Și minciuni, care ar fi minciunile, că nu înțeleg minciunile. Noi am vorbit astăzi despre demiterea asta de la, din fruntea COVID-ului. Uh, mie mi se pare în regulă demiterea. Uh, adică nu pot să alarmez toată populația așa cu o chestie pe care nici nu știu cum ai scăpat-o, ce ai făcut, cum te-ai gândit. Pe de altă parte, când am comentat, am și zis, bă, unul a venit cu o soluție. Proastă, bună o discutăm. Adică s-a venit cu o soluție. Hai să vedem alte soluții. Da, nu cred că neapărat. Adică atunci când se cere o propunere, că și pe asta mor. Bă, unul face o propunere. De ce ne supărăm că să face o propunere? Adică, nu știu, ați luat cu toții parte la discuții în colectivul vostru de, nu știu, la muncă și peste tot. Și când se face o furtună de asta de creere așa se acționează. Bă, spunem orice, orice tâmpenie, nimic nu e tâmpenie. Ideea e dacă adoptăm o tâmpenie. Deci dacă vorbim cu toții, ne strângem, suntem 50 de căpățâni, propune unul o idioțenie și toată lumea e de acord, atunci da, atunci e o mare problemă. Dar până atunci, la ce să-l pedepsești pe unul că a avut o idee? Da, e de discutat. Uh... mai departe, uh... starea nației e oficial n-a încercat nimeni să vă pună frână până acum. Frână, Frână, bă, să încearcă în fiecare zi, bă, frâne, sunt frâne și frâne. Problema știi care e? Că depinde de tine câtă libertate -ți iei și unde vrei să te oprești. Dacă vrei, cum vrei și cum, cum îți așezi lucrurile, da? Depinde de fiecare dintre noi. Uh, o întrebare. <coughs> Pentru mine, da? După aia. Da, băi, băi, să nu-l să... Să nu întrebați pe Maru ce a făcut la tenis azi. Da? Dana, să rămână Dana, uite, putea să nu vină Dana Han să ne dea 5 euro, o rog, o rog mult, să se mai oprească. Să-i mai lase și pe alții. Mulțumim foarte mult pentru contribuție și săptămâna asta, nu uitați, am muncit cu toții, și eu, și voi, pentru Radu și Vom continua să facem treaba asta, astfel încât să îi îndeplinim dorința și să reușim poate săptămâna viitoare, dacă s-au strâns suficienți bani să avem. O să mai dau și eu niște telefoane pe la niște sponsori, un telefon, dacă e cineva după la telefonie să se simtă, un, un laptop de care are nevoie nou dacă se poate, sau un refurbish de ăsta cum au prietenii noștri și noi folosim aici la redacție doar de astea, adică tot ce vedeți la noi, laptopuri, calculatoare sunt de la prietenii noștri de la server config și sunt refurbiști și sunt foarte, foarte bune și mai trebuie un abonament la metro, un abonament la internet, o să încercăm pe un an, și apoi mai vedem ce e de făcut, și vom trece la alt caz. Și, uite, așa vom ajuta uh, copiii care au, au nevoie de uh, ajutorul nostru. Că tot întreb unde putem să dăm un leu. Eduard, uh, Edward, deci, uh, se poate pe Starea Nației uh, pe, pe YouTube, dacă vă uitați pe YouTube, acolo, pac-pac, și îți ia de la YouTube banii din cont, uh, sau se poate accesând butonul Donează de pe. Starea nației.ro. Deci, pe Starea nației.ro, dacă intrați acolo și apăsați butonul Donează, atunci puteți dona și banii ajung la Asociația Starea nației, un ONG care se ocupă de toate proiectele noastre educaționale, de ajutor, de sprijin pentru cei care au mai puțin. Toți banii de acolo merg în, în aceste direcții. Doar dacă ești membru abonat pe YouTube prin sticăre, îmi scrie aici Caterina, că poți da un leu, dar să știți, pentru noi înseamnă mare, mare lucru și activarea acelui abonament pe, uh, uh, pe YouTube. Vă mulțumesc foarte mult, nu uitați duminică, starea nației oficial pe uh, uh, starea nației uh, special, sunt prea multe frate, starea nației special uh, pe Prima TV de la ora 22, v-am spus subiectul, unul foarte important în opinia mea, legătura dintre felul în care ne hrănim, Nivelul la care se află sistemul nostru imunitar și cum atacă acest coronavirus, bineînțeles, ce știm până acum. S-ar putea ca, pe măsură ce lucrurile avansează și cercetările avansează, specialiștii să ne dea noi piste și noi tratamente și așa mai departe. Și să fiți buni, să fiți sănătoși. Dacă puteți, să ajutați pe cei din jurul vostru și să ne vedem cu bine. Începând de luni cu Starea Nației, aici, la ora 19, abordăm și problema educației și problema cu fondurile europene, și, de asemenea, la 22, cu Starea Nației, care e și în seara asta pe prima TV. Pa, v-am bubat!